それでいいね。De un kilometru jumate, dus întors. O să urcăm scările acestea. Iar la întoarcere ne vom întoarce din față. Pe parcursul traseului nostru o să descoperim diferite stele autene. Adică formate din calculate cap. Stalactite, stalacmite, coloane draperii. Ce au diferite de numit? Majoritatea lor sunt date de către cercetători jos stalacmite. Atunci când o stalacmite se unește cu stalactite, se formează o culoană. O prima spele o temă cu denumire, acolo în fața unde pompez eu cu lanternă. Pantoful de dal. Șarpele boa. Alternat cu limba spasă. Draperiile de sus din dreapta. Candelabrul roșu. Mâna uriașului cu 5 degete. Vipera cu cor, cu gura deschisă. Stânga noastră o galerie să nu stea. Comunică jos în partea dreaptă cu o altă galerie laterală. Când o să ne întoarcem, o să putem observa și pe aceea.
țara Andiulo. Din păcate, nu toate înscrierile pe care o să le observăm pe pereți sunt. Pelicanul din partea aceasta. Deci, din partea. Suntem în întâlnă, mai bine pe o sabie sau un tunar. Diferite forme sau grupe și pe pereții peșterii. Chiar terasa, înainte, în interiorul peșterii, doar două culoare, turul gradului și turul gradului. Au popotabile. Pe măsură ce înaintem, o să descoperim galerii și sări destul de ample și de spațiale, față de ceea ce am văzut până acum. Coloanelor de sprijin. Turiștii l-au denumit Balconul Julietei. Atenție în față la capătul primării. Intrăm în spate galerie. Să sunăm cu cartile în cei cuvântă ca să ne amintească de vremurile din trecut. În urmă cu 7 ani de zile, s-a mai dat. Ce au avut loc în zonă. Asta ce înseamnă. De aici s-au extras cele mai multe vase și unelte preistorice. Epoca Paleolitului, Neoliticului, Cuprului și Bronzului. Din punct de vedere arheologic, putem spune că această peșteră a debutat abia în anul 2002. Majoritatea descoperirilor fiind făcute întâmplător la reamenajarea traseului sau de către speolă. Cel mai important complex arheologic este găsit sub portalul de la intrare. Spuneam că acesta are în jur de 16 metri înălțime acolo. Amintesc aici o descoperire mai recentă. În anul 2012, tot întâmplător, la reamenajarea traseului, s-a găsit un craniu uman. Datează de aproximativ 6500 de ani și aparține unui bărbat. În jurul vârstei de 20-25 de ani a fost decapitat. I s-a găsit doar craniu. La nivelul superior, cercetătorii, inclusiv craniul uman, au fost expuse într-un muzeu. Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Mă așteptăm ca în viitorul apropiat să ni se facă și nouă un mic muzeu al peșterii chiar la intrare. Atenție la cap la niște. Toată chestia asta pe mine este susținută de coloană. Am vizitat bucătăria de vară. Am ajuns într-o altă galerie, denumită de data aceasta Cămara, datorită formațiunilor existente aici și denumirilor acestora. Stereotema de sus din față. Puiul atârnat cu ciocul în jos. În dreapta noastră mielul. Gâsca sau curcanul. Și jos, datorită formei, culorii și structurii, șunca. Deci avem o speleotemă, o draperie mai interesantă. Orga mică. În continuarea traseului o să vedem și orga mare.
ciobanul în șuvă, ciobanul îngheuit în șuvă. E cu topping înghețat asta. Atunci când plouă mai abundent afară sau primăvara, când se topeze peizele. Vulturii atârnați cu ciocul în jos. Am voluri. Veioza sau sarcia. Avem mai multe de lumini aici. Cele două speleoteme sunt reprezentative pentru Dumnezeu. Special unde se văd punctele piramidei. Trăiesc aici 12 specii și 3.000, 4.000 de mamifere. Erau cel puțin la recensământul de anul trecut. Veneau mică colonie, revenea pe traseu. Încă de la... Erau într-o galerie mai jos, chiar la noi, aproape de intrare. De ordinul sutelor. Bine, acum sincer să fie în și de risipă pe toți. Mare cu potcoavă. Forma gurii are forma unei potcoave. Hai doar. Meduza.
Thank you.
era Mesia de luat și dus acasă.